Acest program vă este oferit de Sanador. Sarcina extrauterină apare atunci când embrionul se implantează în afara uterului. Purtarea până la termen a unei astfel de sarcini este imposibilă. Embrionul nu poate evolua satisfăcător și pune în pericol viața mamei. Nu putem ști de existența acestei sarcini extrauterine decât dacă avem simptomatologie. Adică pacienta prezintă întârziere a menstruației asociată ulterior cu o sângerare minimă pe cale vaginală, în general de culoare negricioasă, și dureri abdominale. În cazul în care sarcina extrauterină se rupe, apar și alte simptome. Grețuri, vărsături, dureri abdominale intense, scăderea tensiunii care se manifestă prin leșini. Pacienta poate să vină într-o stare foarte gravă uneori la spital. Poate să necesite inclusiv administrare de produse de sânge pentru compensarea stării respective și a anemiei. Diagnosticul sarcinii extrauterine se pune prin efectuarea unei analize de sânge care se cheamă beta-HCG și care, în mod normal, ar trebui să se dubleze la 48-72 de ore până în valoarea acesteia de 10.000-20.000. Tratamentul acestei sarcini extrauterine, odată constatată, constă în expectativ, adică așteptăm și vedem ce se întâmplă cu beta-HCG-ul respectiv. În cazul în care acesta scade, se consideră că este o sarcină extrauterină oprită din evoluție și de cele mai multe ori avem nevoie doar să urmărim pacienta respectivă cu beta-HCG și seriat ecografic. Sau constă în administrare de metotrexat. Acesta este un medicament care omoară celulele trofoblastice, adică ale embrionului. Al doilea tratament laparoscopic constă în scoaterea trompei, respectiv atunci când pacienta nu are dorință de fertilitate sau atunci când sarcina a dus la ruperea trompei și aceasta nu mai poate să fie salvată. Se cheamă salpingectomie. Al treilea tratament pentru sarcina extrauterină este cel chirurgical. În general, cel chirurgical constă în efectuarea unei laparoscopii, vizualizarea sarcinii extrauterine. Dacă pacienta are dorință în continuare de fertilitate, se poate face conservator, adică se face o incizie la nivelul trompei și se scoate doar sarcina extrauterină, trompa rămânând pe loc și pacienta putând să aibă copii în continuare cu trompa respectivă. Sarcina extrauterină este o urgență medicală. Necesită tratament medicamentos sau chirurgical. Mergi rapid la medic. Ai grijă de tine. Acest program vă este oferit de Sanador.